Am semnat acest acord cu toată convingerea că este un gest politic benefic pentru România. Vă asigur că acest acord încheiat astăzi cu domnul Mircea Geană, încheiat astăzi în numele Partidului Național Liberal cu Partidul Social Democrat, nu este doar un acord menit să acorde susținerea uneia dintre candidați pentru turul 2 împotriva celuilalt. Este, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, un interes național. Acest acord al susținerii domnului Mircea Geană pentru turul 2. Dă-te în gâtul mătii. Este un acord în legătură cu care... Da. Suntem singurii care te futem în cutia limbii. Din instinct îți dăm la cap în fața mulțimii. Publicul strigă, muie CNA, Consiliul n-aude. Preocupat să tragă bani și pilii frâde. Când parlamentul ales nu e în stare să mă reprezinte, mi se rupe pula de cine iese președinte. DJ-ul de radio e preocupat doar de audiență, când doar publicul ar trebui să dea licență. Spun asta, măsurându-mi curajul în inconștiență, căci între 84 și 2004 nu-i diferență. Dacă puterea mea stătea în pung, vă trimiteam spre alte lumi și populam legate, am aziliu de nebuni. Când dați înapoi rămânem singuri, e de căcat. Sunt împăcat cu mine, noi măcar am încercat. N-am bani de dat actorilor care n-au loc în platou nici la cea mai obscură filmare. Dă-te în gâtul mătii, e replica vieții tale. Când eu-mi va pula în bani, mașini, faimă și țoale. Acest vers e antistres, spune-l cât mai des. Când dau la microfon, inevitabil mă distrez. Simpatizanții prostiei sunt la conducere. Prostul gust provoacă ulcere când nimeni nu-l cere. Te întreb de ce folosesc o exprimare dură. Sunt făcut de așa natură să te fut în gură. Presupun că mă auzi acum. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Presupun că mă auzi acum. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Dă-te în gâtul mătii. Pun două mâini la gură și spun pula mea, bom, blaton, lasă-mă să vorbesc, dă-te în zlobos. Bă, vorbește frumos. Că tot vine vorba ca astăzi să umplem morga. Să ridicăm mâine pentru al nostru maestru, domnul Marius Moga. Câți dintre voi știu că simplu cu crim e o jordeală nesimțită, după auție s-o fresh sau clean. Mă umplu de dragi, bă, da, taci. Bă, da, mă lași, ce pula mea. Dă-te, oricum își merită soarta de căcat. Atunci dai cu tropanca. Auzi, Ioane, n-ai respect nici pentru Horia Mogirescu. Cum pula mea s-am când eu credeam că s-a dus odată cu Ceaușescu. Nici pentru Păunescu a susținut regimul comunist. Bă, tu mă bagi la pușcărie, dă-te pula mea de nesimțit. Hei, domnul DJ, să promovezi căcat. Câți banii ții? Paraziții de ce n-au loc pe radio? N-au bani sau sunt prea grei? Hei, te întreb de ce folosesc cu exprimare dură. Sunt făcut de așa natură să te fute în gură. Presupun că mă auzi acum. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Presupun că mă auzi acum. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii. Mircea Geană e un mincinos, mincinos atunci, mincinos acum. Eu nu sunt la fel cu Mircea Geană. Mircea Geană promitea tuturor celor care voiau să-l asculte. Cum promite și acum. Promite fără să se poată opri. Promite fără să se gândească o clipă. Promite fără să-i fie rușine. Se cațără pe tractoare. Se bagă sub tractoare. Transmite de acolo cu vreo patru activiști pesediști în spate că numai să fie ales președinte. Îl întreb pe Mircea Geană. Îi dă voie Marian Vanghelie să-l desemneze prim-ministru pe Klaus Iohannis dacă iese președinte? Vreau răspuns. Rușine, domnule Geană, gata cu minciuna. Domnule Mircea Geană, nu putem învinge împreună, pentru că dumneata i-ai învins până acum pe români, nu cu mine împreună, ci cu Traian Băsescu, cu Viorel Crevenciuc. Cer explicații domnului Mircea Geană. Întâi și întâi să ne spună în ce a constat această întâlnire, care este adevărul în legătură cu posibila sa solicitare de sprijin din partea Moscovei. Mircea Geană, Viorel Crevenciuc, Marian Vanghelie, Danica, ați făcut sluj un an de zile la curtea lui Băsescu și ați nenorocit.
Lați-vă la o parte! Mircea Geoană, este inacceptabil ca președinte al României, pentru că minte, pentru că n-are curaj, pentru că este tras de zbor de alții. Acest promoțional dă de îngătumătii tuturor cârnaților care în trecut și-au sus-o cu abnegație. Amin.